Încep prin a-i mulțumi lui Dumnezeu că ne-a oferit această oportunitate de a fi cu toții împreună, de a ne bucura de câteva clipe salvate din trecerea timpului, timp care ne scapă sistematic printre degete. Este un moment de o încărcare sentimentală profundă, este un moment foarte important pentru comunitatea UAT-ului Saraiu, pentru că dacă Bunul Dumnezeu nu ar fi hărăzit să putem primi în acest protocol semnat cu Elveția această autoutilitară de pompieri, niciodată din buget propriu nu am fi putut accesa această utilitară, ținând cont că Comuna Saraiu are o suprafață destul de întinsă, aproape 14.000 de hectare, teren ce este lucrat de ferme mici, mijlocii și mari, se întâmplă la tot pasul astfel de evenimente. Tot ceea ce putem întreprinde cu această utilitare, nu doar pentru comunitatea Saraiu, ci și pentru împrejurim. Noi ne rugăm la Dumnezeu să nu existe evenimente, însă dacă situația o va cere, noi vom fi prompți în sprijinul tuturor comunităților și împrejurimilor UAT-ului Saraiu. Acest eveniment este unul atât de important încât ați decis devansarea Zilei Comunei și oferiți astăzi o bucurie suplimentară locuitorilor prin această sărbătoare. Ce le-ați pregătit celor care vin astăzi la acest eveniment? Gestul nostru pentru a închina această sărbătoare, Ziua Comunei Saraiu, care este în fiecare an de cuvioasa Parascheva, care este ocrotitoarea localității, am decis să fie ca ofrandă a acestui eveniment. Am fost norocoși că am ales Saraiu, deoarece am găsit aici un om special în persoana primarului Dorinela Irimia și o echipă grozavă. Suntem încântați și noi, dar și partenerii elvețieni. Ori nimic nu poate fi mai special decât bucuria de a oferi bucurie. Ori astăzi suntem bucuroși, suntem fericiți că am dăruit această mașină unei comunități de oameni bogați, muncitori, frumoși. Azi la Saraiu avem o dublă semnificație, avem o dată Zilele Comunei și al doilea obiectiv sau al doilea punct de sărbătorire această donație făcută de cei din Elveția către Comuna Saraiu. Este foarte important ca comunitățile să-și ia măsuri de protecție ale cetățenilor. Și o mașină de pompieri este un motiv în plus pentru siguranța cetățenilor. Să dea Dumnezeu pe viitor să nu avem nevoie de această mașină, dar este bine ca Comuna Saraiu și cred că ușor, ușor și în celelalte comune se vor investi în sistemul de protecție. Este bine că Comuna Saraiu are acest element de protecție pentru cetățeni. Doamna Irimia, primarul la Saraiu, face parte în acest primar care dezvoltă. Se vede că s-a zbătut în ultimii 2 ani de zile, se zbate în continuare pentru a aduce cât mai multe proiecte în Comuna Saraiu. Ceea ce este important, acum câteva zile a semnat dumneavoastră câteva contracte cu Ministerul Dezvoltării pe 4 proiecte mari, aproximativ 12 milioane de euro, începând de la infrastructura de drumuri, poduri, canalizare, apă, cămine culturale. Asta spuneam, este un primar care dezvoltă. Și sunt ferm convins că în 2020, când mandatul dumneavoastră se va termina, va spune cu fruntea sus, da, am fost primar la Saraiu și am dezvoltat această comună. Să nu zici că ești și este deodată, tot ai iubit, n-are rost să te prefaci cu vorba și tot cu pași. Să nu zici că ești și este deodată, tot ai iubit, n-are rost să te prefaci cu vorba și tot cu pași. Să ridici mâna dreaptă care ai iubit odată, eu le ridic pe amândouă, că am iubit lume cât nouă. Meu la, ia-n scala sa bai, ia-n scala sa bai, ia-n scala sa bai.
casa asta eu n-o schimb. Mai pune vinul de acasă, vinul nostru românesc. Eu aș vrea să stau la masă și cu toții să cinstesc. Mai eu aș vrea să stau la masă, să gând și să chefuiesc. Să tragem o beție, că viața nu e rea. Eu cred în omenie, mai toarnă vin și bea. Să ridicăm paharul pentru surori și frați, pentru femei frumoase și pentru noi bărbați.